Actualitate, social, reportaje și interviuri, transmisiuni live, politic. Când vrei să știi, Călăraș Press. ITM-ul reprezentată de, coordonată de fostul subprefect al județului Călăraș și Nicu Dumitru. Ceea ce pot să constat e următorul lucru, că de când ocup această funcție în cadrul EcoAqua, am avut, cred că, cel puțin 10 controle, ANAF-ul, antifrauda, DSV-ul, DSP-ul, ITM-ul Nicu Dumitru a venit în perioada în care ocupam funcția de o lună de zile și au cerut documentele strict pe perioada în care eu am ocupat această funcție. Eu nu cred că e o coincidență. Știți cum e vorba aia, dă-i prostului putere și să-și arate valoarea. Cam asta se întâmplă în municipiul Călăraș. Îi aduci, îi pui pe funcții politic. Dacă nu existau politic, ei n-ar fi existat în aceste funcții. Și nu exagerez când fac afirmația că dacă îi dai un pic și o foaie, zgârie hârtie. Din informațiile care le am la acest moment de la persoana desemnată din cadrul EcoAqua să reprezinte societatea în relația cu ITM-ul, am înțeles că s-a întocmit un proces verbal, dorința mare e să ne amendeze. Eu cred că ar trebui să lăsăm supărările personale și frustrările care, dacă nu le depășim, nu punem pe primul loc interesul cetățeanului. Eu nu am venit aici ca să sparg o stradă în municipiul Călăraș și să disloc atâția oameni două zile pentru interesul meu personal. Sunt peste 30 de blocuri, repet, care în momentul de față sunt afectate pentru că acești oameni și în perioada de caniculă nu au apă curentă, iar domnul fost subprefect și actual director de la ITM consideră că poate să își arate bunele intenții, între ghilimele, cu operatorul de apă și canal. Dacă nu se potolește și nu se liniștește, eu pot să vă spun că am experiența necesară să duc orice fel de război, indiferent de persoana care încearcă să ne afecteze funcționarea societății. Deci, indiferent cine este, că îl cheamă Nicu Dumitru, că a fost subprefect, că a fost, nu știu, cultivator de pepeni, că a fost ce a vrut el să fie până la momentul în care și-a descoperit veleitățile la bătrânețe, că poate fi și conducătorul unei instituții a statului, doar că a fost numit politic, sunt și la mare. Actualitate, social, reportaje și interviuri, transmisiuni live, politic. Când vrei să știi, Călăraș Press.